Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Exclusiv. Sunt Amelia Vulcu, invitat astăzi în studio, președintele ASUM Brașov, Ionel Spătaru. Doamnelor, domnilor, cu o emisiune pregătită încă de acum o săptămână. Bine ați venit! Bine v-am găsit, bună ziua! Dar ce să facem? Evenimentele vin și este important să le menționăm, să le detaliem în această emisiune, până să discutăm despre subiecte, repet, chiar dacă am mai spus acest lucru, pe care n-aș vrea să le abordez în această emisiune, dar când vine vorba despre banii copiilor și așa loviți de soartă și care sunt acum în grija celor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, se duc pe apa sâmbetei, nu știu, poate că procurorii după această emisiune se vor autosesiza, s-a mai întâmplat, am mai avut astfel de situații, cu informații de la ASUM Brașov, cu informații de la sursele Brașov TV, cărora le mulțumesc încă o dată. Repet, polițiștii, procurorii s-au autosesizat și iată, avem dosare pe masa judecătorilor, avem dosare în anchetă, dar până acolo, doamnelor, domnilor, astăzi este ziua DICOT Brașov, să spun așa, o captură importantă a procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Brașov. Ce s-a întâmplat practic? Procurorii au descins la un club de striptease din Brașov, un club important, așa mi s-a transmis, cu oameni grei, am încheiat citatul, chiar aceasta a fost exprimarea, oameni grei care, iată, au ajuns în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Pentru detalii despre acest caz, șeful DICOT Brașov, procurorul Cătălin Borcoman, a acordat în exclusivitate un interviu de 3 minute postului Brașov TV. Rog colegii din regie să urmărim materialul și apoi ne întoarcem cu detalii. În cursul zilei de 9 august 2017, procurorii DICOT împreună cu lucrătorii BCCO Brașov au procedat la destructurarea unui grup criminal organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de proxenetism. Din cercetări a rezultat că, începând cu sfârșitul anului 2014 și până în prezent, la nivelul unui club de noapte unde oficial se practica striptease, a fost organizată o grupare ce înlesnea practicarea de către tinerile angajate a prostituției. Până la începutul anului 2016, serviciile sexuale prestate de persoane de sex feminin în încăperi special amenajate în incinta clubului erau achitate direct firmei respective. Uneori chiar și-au fost găsite la percheziții facturi de decontare făcute de alte societăți comerciale pentru servicii de hostessing. Ulterior, în anul 2016 și până în prezent, clienții care doreau să întrețină raporturi sexuale cu angajatele plăteau o anumită sumă de bani, de minim 400 de lei mascată în consumație, după care sumele de bani pentru diferența pentru servicii sexuale erau achitate direct persoanei de sex feminin. Evidența timpului petrecut în camerele special amenajate era ținută de angajații localului, iar aceștia ulterior primeau un anumit procent din încasările fetelor. Anterior, fetele primeau un procent de 20-25% din încasările clubului. Practic, partidele de sex erau filmate? Nu existau camere de luat vederi, totul se petrecea în camere special amenajate, singurele camere erau de perimetru sau de acces în club. În rest, nu au fost identificate camere de luat vederi. Au fost reținuți administratorul de drept și de fapt al clubului, precum și un număr de 3 barmani ospătari angajați în club. Sunt acuzați de grup criminal organizat și proxenetist și dosarul a fost înaintat Tribunalului Brașov cu propunere de arestare preventivă. Valoarea prejudiciului până în acest moment? Până în acest moment s-a stabilit cu certitudine că au practicat prostituția cel puțin 6 persoane de sex feminin, audierile urmând a continua și față de foste angajate ale clubului. Noi putem estima că nu neapărat prejudiciu, dar sumele câștigate în acest interval pot atinge undeva în jurul valorii de 500.000 de euro. Existau și minore? Nu a fost stabilită prezența niciunei minore în clubul respectiv și nici nu se pune problema de constrângere sau de trafic de persoane. Vorbim doar de proxenetism.
Revenim așadar, doamnelor și domnilor, în studio. Domnul Spătaru, ultima întrebare era o minore, din fericire nu era o minore, știți, de regulă în astfel de cazuri. Bine că nu. Păi de asta spun. Este foarte bine că nu sunt și minori implicați. Ce-ar fi de spus? Prostituția se practică în toată lumea, numai că în țările civilizate este legalizată. Corect. Pe de altă parte, dacă vorbim de încălcarea legii, asta este jobul, aceasta este meseria și rolul procurorului. Corect. A procurorilor să identifice și să ia măsuri legale, dacă există și probe. Ce aș putea să comentez mai mult? Spunea domnul Borcoman, am găsit la percheziții factori. Sigur, doamnelor și domnilor, ca de obicei, până nu avem sentințe definitive, nu putem să spunem că persoana X sau persoana Y, da? Faptele antisociale trebuie combătute, asta este clar, și trebuie sancționate, da. Dar, repet, pe probe și nu pe vorbe, iar eu, cum am spus și mai devreme, consider că aceasta este sarcina și când procurorii fac acest lucru, sunt lucruri laudabile. Asociația pe care o conduce se numește Pentru Siguranță Urbană și Mediere. Exact. Da, deci nu e un subiect care să vă fie străin. Domnul Spătaru, de ce credeți că în România nu se legalizează prostituția? România ar trebui să se legalizeze sau să se rezolve probleme mult mai importante. Bun, acum avem un subiect, iată, avem un caz concret cu un nume greu. De ce nu se legalizează? Din Brașov. De ce nu se legalizează? Păi avem aici, avem o instituție care se numește Parlamentul României și domniile lor. Asta în condițiile în care mai și lucrează și mai și înțeleg ceea ce fac. Unii merg la pescuit, ați văzut? Este problema lor. Dureros e că merg pe bani publici, pe foarte mulți bani publici. Asta este singura durere. Păi de unde știți că merg pe bani publici? Poate merg pe banii lor. De unde știți că merg pe bani publici? Le-a dat mama de acasă, i-a zis, mă, dacă tot ai dus în Parlament, să-ți dau și cea de buzunar. Primesc indemnizație, domnul Spătaru. Fiți răutăcios acum. Păi și indemnizația de unde? Din ce plătiți dumneavoastră? Am crezut că vreți să spuneți că în timpul în care ar trebui să facă ceva pentru țara asta, merg la distracția pe bani publici, vă rog. Este permisă distracția pe bani publici, pentru că v-am spus, atâta timp cât societatea este pasivă și acceptă ceea ce i se întâmplă, n-au decât să se plângă, dar vor plânge de acum încolo încă foarte, foarte mulți ani. Sunteți pesimist, domnul Spătaru. De ce de această dată? Pentru că înainte de emisiune discutam despre cum ar putea fi soluționat cazul pe care o să ni-l prezentați în continuare și eu vă spuneam că o să mai dureze, nu că n-ar vrea procurorii. Nu, mă rog, poate din alte considerente pe care n-am să le comandăm acum. Și astăzi spuneați, nu, sunt optimist. Se vor stabili vinovați. Păi da, și acum nu sunteți optimist. Am spus că sunt optimist în ceea ce privește justiția și acțiunile justiției. Și atât, domnul Spătaru, chiar numai atât din statul ăsta român a mai rămas? Vreți să... Din păcate, cred că este singura instituție în care eu, un personal, mai cred. Și îmi pun... Este opinia dumneavoastră, mie nu rămâne decât să o respect, dar nu înseamnă că trebuie să fiu și de acord cu ea. Este opinia mea. Este opinia mea și putem discuta neplictisim. Vin cu argumente... Nu reprezintă tema emisiunii. Domnul Spătaru, vă rog, vă ascult. Doamna Vulcu, noi discutăm despre instituția aceasta denumită generic protecția copilului de luni de zile. Nu. Greșiți, domnul Spătaru, cred că de ani de zile. Dați-mi voie. De ani de zile. Noi doi discutăm de câteva luni de zile în cadrul sau în cadrul acestei emisiuni. Vă rog. Ați văzut vreo reacție din partea administrativului? Pe subiectele pe care le-am prezentat, documentate. Aveți cuvântul pe documente. Meu, domnul Spătaru, că aș vrea să am o reacție de la domnul Durnă. Păi nu o să o aveți, domnule, de niciodată nu o să... Doamnelor, de la domnul Durnă nu vă răspunde la telefon. În această emisiune încercăm să avem părerile tuturor celor pe care îi amintim. Domnul Durnă este un caz special. M-am mai confruntat cu o situație similară în urmă cu vreo 10 ani. Până la urmă, atunci am reușit să leg un dialog cu persoana respectivă, dar acum, și dacă am vorbit
despre orice altă instituție, domnul Spătaru, dar vorbim despre o instituție care gestionează, care răspunde practic, da, de viețile unor copii care și așa sunt cum sunt, da? Fără părinți, da. Ajunși în casa altuia, da? În casa statului, ca să spun cu așa. Cu dizabilități, cu probleme de... Cu probleme medicale grave unii dintre ei. Exact. Oare de ce nu vorbește domnul Durnă, poate domnul Spătar? N-are argument. Poate nu știe să... Nu știu, mă tot gândesc și eu acum că mi-am pus și eu această întrebare și eu și colegii mei, de ce nu vorbește domnul Durnă? Poate nu știe să vorbească, domnule. Nu știe să vorbească și așa, domnilor, ca... Nu știu, un aspect interesant. Eu, în calitate de reporter, gestionez, să spun așa, instituția numită Consiliul Județean. La ședințele de plen, ori de câte ori sunt organizate, eu merg acolo, consemnez informații pentru dumneavoastră. Vine și domnul Durnă. Salută respectuos. Nu vă ascund acest lucru. Deci știe să vorbească. Iată. Nu, știe să salute. Dar în momentul în care încercăm să-l găsim la telefon sau prin intermediul purtătorului de cuvânt, nu este disponibil. Mai mult decât atât, la ușa instituției am fost domnul Spătaru. Dânsul era în instituție. A venit doamna Lidia Mailat, foarte amabilă, purtătorul de cuvânt al DGASPC Brașov, l-a vizitat, cu ghilimele de rigoare, pe domnul Durnă, care evident nu a vrut să vorbească nicio secundă cu noi. Da. Despre ce ar trebui să ne dea detalii în această emisiune, domnul Durnă, domnul Spătaru? Vreau ultimul caz, doamnelor, domnilor, aici este vorba despre un safe, că astăzi toți suntem așa într-o zonă din aceasta de conotație penală, un safe din care se presupune că ar fi dispărut în anul 2012 o sumă foarte mare de bani. Vorbim despre seiful centrului de copii din Hărma, da, domnul Spătaru? Corect, așa. Corect. Unde sunt banii? Domnul Spătaru primește informații, investigează atât cât îi permite poziția, cea de președinte Asum Brașov, și ajunge la o concluzie uluitoare. Pe scurt cazul, vă rog... Concluzie scrisă? Domnul Spătaru. Adică nu doar vorbe. Nu doar vorbe și certificată. Povestea, pe scurt, în anul 2009, un grup de copii cu dizabilități au fost transferați de la Casa Sfânta Maria din Brașov la locuința protejată Casa Irlanda din Hărman. Odată cu copiii au fost transferați și sumele de bani. Au fost transferate și sumele de bani pe care le primesc copiii în fiecare lună. Corect, și care nu, da. Și care ce înseamnă? Care haideți să lămurim, că e foarte important să vedem ce bani erau. Alocația de stat, banii de buzună, alocația de stat, da. 80 de lei, 80 și ceva 84 de lei, de pentru lei. Că da. În cazul celor copiilor cu dizabilități este mai mare, dublă, da? Da. Banii de buzunar, care reprezintă suma de bani 23 sau 26 de lei pe lună, da. Și banii de școală, 160 de lei și pe care... pentru școală. Pentru școală. Deci, din informațiile pe care noi le-am primit, odată cu copiii au fost transferate și aceste sume de bani. În anul 2012, unul dintre ei sesizează dispariția, unul dintre copii sesizează dispariția sumei de bani pe care acesta ar fi trebuit să o primească. S-o primească, da. Ce se întâmplă apoi? De la protecția copilului, domnul director general Durnă se deplasează la centrul din Hărman. Bine, dar presupun că nu l-a înștiințat pe domnul Durnă copilul. Nu, stați puțin. Vă rog, la cine a ajuns informația? La domnul director general Durnă. Domnia sa s-a deplasat la centrul din Hărman. A avut loc o ședință. Condus de cine centrul din Hărman la acea vreme, vă rog? Ștefănescu Nicolae. Da. Ședința a avut loc în data de 25 octombrie 2012, s-a încheiat și un proces verbal cu ocazia acestei ședințe și undeva s-au discutat foarte multe probleme și ultima dintre problemele discutate a fost ridicată de chiar șeful de centru de la acea perioadă, Ștefănescu Nicolae, da. Care textual, vă citesc, ridică problema banilor copiilor proveniți de la Casa Sfânta Maria din Brașov și care în prezent se află la Casa Irlanda din Hărma.
banii au fost acumulați în timp de acești copii, da, fiind gestionați de către doamna, o doamnă fostă angajată, nu-i dau numele. Da, chiar vă rog să nu-i dați numele, vă spuneam și care de la detașare, această doamnă, aici. Această doamnă, pentru eu știu performanțe deosebite, a fost detașată din acea zonă, în sediu central, în cadrul serviciului Telefonul Copilului, dar a uitat să predea suma de bani. Bun. Se întocmește acest proces verbal. Se întocmește procesul verbal semnat. Cine sunt semnatarii, vă rog? Director general adjunct Gheorghe Durnă la acea perioadă, da. Șeful de centru Ștefănescu Nicolae. O să vă întrerup o secundă, domnul Spătaru. Și celelalte regia, nume să încercăm nu să-l găsim la telefon pe domnul Nicolae Ștefănescu să vedem ce ne spune cu privire la suma aceea din safe. Da. În momentul de față, se știe ceva despre acea sumă, domnul Spătaru? O secundă. După ce a primit informația domnul Durnă, în calitate de director general adjunct, direct responsabil de această zonă, ce credeți că face domnia sa? În loc să solicite o anchetă, să sesizeze organele în drept, nu, domnia sa, că așa scrie în procesul verbal, a recomandat o discuție, da, între șeful de centru cu persoanele bănuite a fi implicate în dispariția acestor sume de bani. Da. Alo. Domnul Ștefănescu, ne auziți? Da. Sunteți în direct la emisiunea Exclusiv. Alo, ne auziți? Asta e zgomot. Da, vă rog, dacă reușim să... Acum ne auziți? Da, poftiți. Sunteți în direct la emisiunea Exclusiv. Amelia Vulcu este numele meu. Alături de mine în studio, președintele ASUM Brașov, domnul Ionel Spătaru. Domnul Ștefănescu, rugăminte. Lămuriți-ne, da, lămuriți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat cu banii din seiful centrului pentru copii din Hărman, bani care doamna, nu se mai găsesc. Vulcu, vă rog. Eu am vorbit cu domnul președinte, acum sunt și în trafic. Dacă se poate, vă rog frumos să găsiți un loc de parcare, vorbim despre banii unor copii, iar din datele vă rog, vă ascult. Eu am niște documente la care trebuie să răspund. Documente mi cu s-au transmis întrebările, da, și eu trebuie să răspund. Când încep serviciu, trebuie să răspund la acele întrebări. Domnul Ștefănescu, dar mai există vreun bănuț de acolo? Am înțeles că ar fi vorba despre suma de 30.000 de lei și în moment... Nu mai există. Doamna Vulcu, eu nu știu despre ce sumă este vorba, pentru că nu am găsit niciun card acolo. Dar ce ați găsit în seif în momentul în care acesta a fost deschis? Câțiva bănuți, cred 5 sau 10 bani. Pentru Dumnezeu, și unde sunt banii copiilor? Eu nu vă întreb pe dumneavoastră, nu vă cert, domnul Ștefănescu, Doamne ferește. Nu. Unde or fi? Am înțeles. Pentru asta trebuie să răspundă cea care gestiona banii. Dar domnul Durnă, directorul de la Protecția Copilului știe despre această situație, ne spune domnul Spătaru. Eu am făcut atunci o adresă către doamna director general Martin. Da. Ce-a da. Făcut dânsa mai departe, adică nimic. Păi bun, dar domnul Spătaru ne spune că are un proces verbal, o copie după un proces verbal semnat de directorul Gheorghe Durnă. Ce știți despre asta? Era adjunct la vremea aia, da, într-adevăr. Era adjunct, deci nu era la vremea respectivă, da, director plin. Bun, am înțeles. Aveți adrese la care trebuie să răspundeți. La ce da. Vă referiți, domnul Ștefănescu? Ultima întrebare, sunt, vă rog. Sunt vreo, nu știu, 9 sau 10 întrebări, parcă, la care trebuie să răspund, referitor la treaba asta. Dar unde or fi banii? Cine i-o fi luat? Nu știu. Nu știți. Am înțeles, vă mulțumesc. Eu nu am găsit da. Absolut nimic acolo când am cerut. Când ați cerut să verificați seiful sau? Nu. Când am cerut să mi se spună unde sunt cardurile. Că așa mi s-a spus, banii copiilor sunt pe carduri. Bun, unde sunt cardurile să verificăm la bancomat să vedem soldul? Dar registrul de și evidență l-ați constatat? Găsit? Da, ce ați constatat? Nici registrul. Am înțeles că exista acolo și un registru. Existau și niște bonuri cu care s-au cumpărat diverse produse. Deci eu n-am văzut absolut nimic când am venit. Tocmai am cerut să văd și n-am văzut. Bun, domnul Ștefănescu, a spus mai devreme că ați verificat soldurile conturilor. Nu. Sau nu. Ce ați verificat? Am vrut să verific soldurile. Da. Nu le-am verificat. Și nu am avut cardurile.
A, deci n-au mai existat cardurile să puteți face aceste verificări? Nu, nu, niciun card acolo când am tăiat cu președintele Fundației Sunshine, cu o angajată de la dânsul și colega administratoră, doamna Milinceanu. În momentul în care ați deschis seiful? Am tăiat acolo seiful pentru că nu s-au mai găsit chei, nu s-a găsit absolut nimic. Vai de mine. Am înțeles. Domnul Ștefănescu, mulțumesc. Cred că este imperios necesară intervenția procurorilor. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să discutați pentru cu noi. Puțin. O zi bună vă doresc. Mai avem foarte puțin timp, domnul Spot. Mulțumesc. Doamna Vulcu, știți ce deranjează în acest caz? Numai o secundă, o să vă rog regia să încercăm să-l găsim la telefon și pe domnul Durna. Acest proces verbal, copia procesului verbal întocmit în acest caz este aici pe masă. Să vedem. Poate dă Dumnezeu să răspundă dintr-o greșeală, vă rog, vă ascult. Noi aveam procesul verbal. În momentul în care l-am întrebat pe domnul Durnă printr-o adresă scrisă, noi aveam procesul verbal. Și domnia sa ne răspunde așa. Ce l-ați întrebat? Domnul Durnă a căutat în arhivă și în colecțiile, că domnia sa are o colecție de dispoziții, cel puțin așa rezultă din această adresă. Așa s-a exprimat. Mi s-a părut un cuvânt interesant, probabil, cel în care a redactat. Prost. Vă rog. S-a exprimat la mișto, dacă vreți. Nu. A, bine, nu, atunci așa, s-a exprimat, a exagerat în exprimare. Este domnia altceva. Sa spune că nu cunoaște și nu s-a găsit niciun document care să facă referire la incidentul pe care noi l-am semnalat. Păi cum, domne, dar memoria ți-ai verificat-o, omule? Pentru că procesul verbal... Domnul Durnă nu răspunde. Deci vă dați seama încercăm ce mincinos încă o dată este acest om, doamne? Să-l apelăm. Ce mincinos este acest domnul om. Domnul Spătaru. Mă rog, sau... Domnul Spătaru, reformulați de urgență, altfel prime misiunea și plecăm acasă. Un om care a omis să spună adevărul. În condițiile în care tu ești semnatarul procesului verbal, în calitatea spui că ta n-ai de găsit director nimic relevant în acest sens. Zice, păi domne, în colecția mea de dispoziții n-am găsit. Bă, dar memoria ta ai făcut o verificare a memoriei. Acum eu mă transform în avocatul diavolului. Păi nu era obligat domnul Durnă să rețină tot ce... Haideți să fim serioși. Domnul Durnă, în momentul în care a primit informația... Trebuia să verifice, spuneți. Nu trebuia. Trebuia să fac o adresă scrisă la poliție sau la parchet și să reclame acest incident, iar instituțiile specializate trebuiau să rezolve cazul. Suntem în 2017, copii cu dizabilități, copii orfani, au fost văduviți de o sumă de bani, care nici până ziua de azi nu s-a recuperat, înțelegeți? Domnul Ștefănescu și sunt răspunde... banii copiilor și copiii se trezesc la 18 ani, cei care sunt în regulă și nu au probleme de sănătate și vor să plece din centre și n-au un leuț. Păi n-au. Păi nu au. Păi nu au. Vedeți cum s-a pus, cum s-a acoperit. Știți la ce întrebări răspunde domnul Ștefănescu acum? La întrebări pe care asumul le-a transmis Protecției Copilului. Tare mie că va trebui să răspundă întrebărilor procurorilor și domnul Spătaru, doamnelor, domnilor, solicit public procurorilor să se autosesizeze după această situație. Este imposibil, dacă este adevărat, mai precizez o dată, noi nu stabilim vinovați, dacă... Tocmai ne-a confirmat. Șeful de centru ne-a confirmat șeful de centru că a căutat acești bani în safe, banii nu mai sunt, cardurile nu mai sunt, dar poate o să vină cineva și o să ne spună, păi cardurile erau la noi și banii au fost folosiți în interesul copiilor. De unde știm că nu e așa, domnul Spătar? Serios? Păi nu știu, eu vă întreb. Păi dar nu mă întrebați, păi întrebați-l pe batoștiutorul de la Protecția Copilului. Poate au fost folosiți, dar bine, dacă domnul Durnă nu-și amintește, eu știu, poate și-ar fi amintit dacă banii ar fi fost cheltuiți în interesul copiilor. Nu-l putem acuza, că păi asta e amnezia. Nu avem dreptul să facem dar asta. Dar nu-l acuzăm, eu constat că a avut o scăpare în ceea da, ce privește... Da, este nevoie de intervenția procurorilor aici, părerea mea, pentru că ăsta este un caz pe care dumneavoastră puteți avem? Proba, dumneavoastră spun așa, nu, dar... Putem prezenta ceea ce avem ca și documente. În rest, organele competente trebuie să facă lumină, dar cineva trebuie să le sesizeze, iar cel care era responsabil, direct responsabil, este acest individ care zice că a uitat. Acest domn, pardon, mă iertați. Chiar îmi cer scuze. Domnul Durnă. Domnul Durnă care zice că a uitat. Îmi cer scuze. Domnia sa vorbește despre mine atât de... are un limbaj de colorat încât... Eu nu știu dacă... Bine, asta este... Doamna Vulcu, opinia știi ce? Dumneavoastră. Dacă vreți, sunteți dacă... revoltat, domnul Spătar, dar asta nu înseamnă că și ce? Probabil aveți și argumente. Sunt copii, doamnă. Îmi pasă de soarta acestor copii, uite, poate și nu de azi de ieri.
chiar îmi pasă de soarta acestor copii. Tuturor ne pasă de soarta acestor avem măsură, copii. Eu asta vreau să cred, domnul Spătaru. Nu mai există măsură? Ce au zis? Mă gândesc și eu, este opinia mea. Asta, dumne, au trecut ani, mai contează să apucă cineva să dezgroape morții. Uite că s-a găsit cineva care să dezgroape și să aducă... Pe cum un șef de instituție se bazează, și nu mă refer aici doar la protecția copilului, se bazează pe faptul că nimeni nu o să... Doamne, știi ce nota a primit la... Scormonească niciodată? Doamne. Da, domnul Spătaru, știu ce nota a primit Durnă domnul Durnă la evaluare și scris... a primit un 2, 2 virgulă. Știm, 2,36, dacă nu mă înșel. Curtea de ceva. Conturi în rapoartele pe care le-a întocmit... Este, nu vreau să vă... Că o să mă cenzurați din nou, spunând că... Dar eu nu vă cenzurez așa, trebuie avocatul să vorbim civilizat, poporul, respectul este obligatoriu. Da, domnul Spătaru, avocatul poporului... Dar am o informație foarte importantă pentru dumneavoastră. A expirat durata emisiunii și o să... Bine. Oprim emisiunea. Așteptăm un semn din partea procurorilor. Credeam că așteptați un semn din partea, din partea lui Durnă. Apoi îl așteptăm de luni de zile și nu mai vine. Dar nu știu de ce cred că procurorii nu vor proceda la fel. Domnul Spătaru, mulțumesc pentru aceste detalii. Dumnezeu, vă doresc succes. Cred că vor mai fi ediții cu astfel de dezvăluiri. Doamnelor, domnilor, nu le vom opri la simpla discuție. O să trimitem adrese și o să... Eu sper că procurorii ne vor întreba ce știm exact despre această situație. Sunt Amelia Vulcu, ne revedem joia viitoare, până atunci numai bine.